În vederea asigurării unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici și mijlocii aflate în situații dificile datorate crizei actuale și lipsei de lichidități, pentru creșterea vitezei de circulație a banilor în economie și colectarea mai eficientă a TVA-ului, prin ordonanța Guvernului 15/2012 pentru modificarea și completarea legii 151/2003 privind codul fiscal, au fost introduse prevederi privind implementarea unui sistem de plată a TVA la încasarea facturilor cu intrare în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013. Pentru a veni în sprijin contribuabililor, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul reunește într-un singur document toate prevederile legale din codul fiscal, din normele metodologice de aplicare a codului fiscal, precum și din normele procedurale necesare în cazul operațiunilor care intră sub incidența sistemului TVA la încasare. Ghidul este un instrument util oferit contribuabililor, întrucât este structurat astfel încât să ofere, pe lângă selecția și gruparea coerentă a prevederilor referitoare doar la TVA la încasare existente în codul fiscal și în normele metodologice, și explicații, comentarii, exemplificări în situația în care înțelegerea textelor legate este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod și din norme. Având în vedere caracterul de noutate al acestor prevederi, s-a considerat necesar să fie luate măsuri suplimentare pentru a aduce la cunoștința contribuabililor modul de aplicare a sistemului TVA la încasare. Specialiștii din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor asigura instruirea contribuabililor la sala Amfiteatru din cadrul Institutului Național de Statistică în zilele de 27 noiembrie și 4 decembrie anul curent, în intervalul orar 10-13 și în Târgoviște, la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice Dâmbovița, pe data de 23 noiembrie și 4 decembrie. Accesul va fi gratuit. Acțiuni similare de instruire a contribuabililor vor mai avea loc în toate județele țării, tot în zilele de 27 noiembrie, respectiv 4 decembrie 2012, și vor fi organizate de către Direcțiile Finanțelor Publice Județene din municipiile reședință de județ.